De asta eu am considerat foarte important să l-am azi invitat, un invitat special, invitat de onoare, aș spune chiar, specialistul în anti-integrare, anti-europeană, Vladimirov, cunoscut ca domnul Voldemar. Bună ziua, domnul Voldemar, vă mulțumesc că ați acceptat să veniți la noi în emisiune. Știu că ați venit azi noapte de la Moscova sau de unde? Azi dimineață chiar am venit de la Moscova. Da? Și cum ați aterizat pe vremea asta cu așa? Am aterizat cu greu, timpul din păcate a fost ceață în afară, ceață în cap, da. Ceață peste tot. Iar domnul Putin mi-a spus ieri că trebuie să urmărim ca toată lumea să se simte rău. Pentru că cetățeanul atunci când se simte rău, el lucrează cel mai bine. El lucrează cu încrâncenare și atunci planul va fi îndeplinit nu 100%, dar în stilul stahanovist 106%. Se urmărește extinderea Transnistriei peste margine, așa încât România să devină și ea o parte a Transnistriei în timp, așa cum a fost pe vremuri. Cum a fost pe vremuri, exact, și ușor, ușor să luăm și Ungaria, Austria și toată Europa. Corect, dar cum o să facem noi asta în situația în care, uitați ce se întâmplă în Moldova, în loc oamenii să capete pronunțat culoarea roșie și să se îndrepte cu un pas grăbit spre Uniunea Vamală, așa cum e logic și omenești, și România la fel. Ar fi normal. Vedeți, dumneavoastră v-ați întâlnit personal cu Putin. Da. Cum v-a părut? Era mai buhăit, mai așa, mai obosit? Cum? Mai obosit din cauza că nu doarme noaptea, din cauza la evenimentele care s-au întâmplat. Dar cine gimnasta? Și el nu-i de pașă, ori el de la botox mai mult. Care gimnastă? Păi da, Cabaeva, nu de țână. Asta nu se vorbește, vă rog frumos. Nu. Și chiar Putin vrea să unească Moldova cu România? Am înțeles că are un plan chestia asta, adevărat. Vrea să unească nu numai Moldova cu România, vrea să unească Transnistria cu Moldova și cu România. Adică se urmărește o extindere a Transnistriei, unde este cea mai... Transnistria în momentul de față este cea mai pașnică țară din lume. E adevărat, da, și în Ghinea. S-a mai făcut încă o Transnistrie în partea cealaltă de Ucraina, da? Unde se urmărește aceeași pace. S-a luat modelul transnistrean și se face pace exact ca în Transnistria. Dar dumneavoastră și acum se urmărește unirea Transnistriei cu Moldova și cu România, ca să fie o Transnistrie comună. A, o super Transnistrie. O super Transnistrie, va fi Transprutia. A, Transprutia și Transromânia. Da, exact. A, este un program special. Dar cum rămâne cu Tezaurul? Am înțeles că ați fost până la Tezaurene. Ați văzut Cloșca? Ați văzut Puia? Am fost la Tezaurene, am fost la Nordene, am fost la Friguț, unde am făcut un barbecue cu domnul Putin și cu domnul Medvedev. Așa? Ei mai pot la dâș mai duși ficatul? Adică cum? Sau ei iau o metodă? Duci, iau un program din ăsta de regenerare. Fiecare seară se culcă într-un incubator și acolo li se schimbă toate organele, se iau, se pun, se refac, se regenerează și după aia le transplantează înapoi. Tradiția pre-Hrușov, cum ar veni? Ceva de genul ăsta, da. Pe acolo, mai departe, pe la Deporțeni, ați mai fost pe la Gulăguți? Nu, am ajuns pe la Gulăguți, am ajuns doar până la Rubleni, dar se auzeau țipetele de la Gulăguți încă... Mai răsunau, da, ecoul de atunci. Și spiritele celor deportați. Toată taigaua răsună de urletele celor deportați. Dar cum puteți explica, de pildă, dragostea asta tot mai slabă pe care o poartă, mă rog, europenii față de ruși? Cum să-i spunem? Nu se înțelege rușii corect sau deși? Da, dragostea nu este tot mai slabă. Nu? Dragostea e tot mai puternică față de ruși și tot mai... Da? Oamenii încep să iubească Rusia din ce în ce mai tare. Dar nu se manifestă. Nu se manifestă, este doar în sufletul omului. Și că se devalorizează rubla. Ori eu am înțeles așa că înainte, de pildă, cu nu știu câte rubli cumpărau, de pildă cu 10 rubli cumpărau, cât era dolarul, că nu mai țin minte. 33. Și amu Putin a spus că ei cu un dolar pot cumpăra mai multe rubli și le iese mai mult. Da, devalorizarea este făcută intenționat ca să se îmbogățească Rusia. Așa, și să devină oamenii simpli miliardari. Acum, toți oamenii care aveau dolari la ciorap, automat, au mai multe ruble decât exact, înainte. Exact, devin miliardari în ruble. Exact, miliardari în ruble, triliardari și tot așa mai departe. Și putem compara cu programele din Europa, unde mai vedem noi într-o țară europeană miliardari? Păi în Rusia, am înțeles, peste câteva săptămâni, fiecare cetățean și miliardar în ruble. La dăși pâinea și mai tine că vreau 100 de milioane. Asta se și urmărește prin acest boom economic. A spus ceva Putin despre, am înțeles, despre o nouă șansă pentru Iliescu în viitor? S-ar putea să fie... Păi asta deja este stabilit și se știe că domnul Iliescu așteaptă rândul ca să vină. O să-l avem, cum, în ce formă? Este făcută pe 200 și ceva de ani înainte și deja se cunosc toți președinții și care și cum o să fie. Să înțeleg că există și pentru dânsul un fel de program de revigorare, nu? Și cu dubluri și cu tot, cu tripluri și cu quadripluri. Asta e foarte bine, foarte bine. Da. Mulți vorbesc despre o posibilă unire în viitor. Unii spun că după a doua venire a lui Iisus Hristos e posibilă unirea. Mulți spun după a treia venire că ar fi posibilă unirea asta. Există și voci care spun că unirea s-a produs deja, dar noi nu vedem. Și cât de hotarele sunt mai mult de formă. Ați văzut că nouă președinte vine dintr-o zonă unde e cunoscută lumea ca fiind mai gospodăroasă, da? Cu niște rădășini germane. Și ei și pe mine, sincer vă spun, mă îngrijorează foarte tare. Și înseamnă rădășini germane? Unde ajungem noi dacă mergem pe rădășini germane și uităm de rădășinile rusești? Dar rădășinile germane de fapt strag din rădășinile rusești. Rădășinile rusești strag din rădășinile. Toate rădășinile strag din toate rădășinile rusești. Nu, stați-o leacă, rădășinile la bază sunt moldovinești. Și apă din rădășinile moldovinești, conform specialiștilor limbologi. A, dumneavoastră vorbesc despre limba moldovenească, și care a stat la baza limbii românii și la baza limbii ruse. Da, și de-am respectiv mai târziu engleză. Da, bine, alte discuții. Da, nu, credeam că vă spuneți despre altceva. Și Uniunea asta euroasiatică, eurovamală, cum se cheamă, că am uitat, eurovamală? Uniunea vamală, ea să fie făcută numai din vămi? Adică și o vamă? De ce se cheamă Uniunea vamală? Că e o vamă? Păi de asta se cheamă Uniunea vamală, că acolo ea e alcătuită numai din vămi. Din vămile, vamișii sunt membri de onoare. Dar, cum se numește, Uniunea e compusă doar din vâni.
Și tot ați fi pe bază de țiței de... Nu mai pe bază, dar pe care altă bază? Mai știți ceva? Da? Aici alternative unelea și pot cu baterii solare. Nu, asta nu e de viitor. Eoliene, nu, asta e și ventilatoare. Asta te duce la perzanie toate astea. Asta clar, dar pe de-o parte mi îmi pare că o societate numai din Vameș, că Vameșii știm, câștigă bine. Mă rog, nu toți vameșii, că poate vameșii din anumite regiuni nu câștigă, dar dacă ne gândim la vameșii din... Nu câștigă deloc bine, vameșii sunt o categorie de oameni care se chinuie. Chinuie în fiecare zi, numai ei știu cât, că spune lumea că actorii de fapt o duc rău și nu știu ce. De fapt e invers. De fapt era un banc cu un actor care vine la doctor și doctorul îi spune, mai vezi de trăit o lună. Și actorul îi spune, cu ce? Și asta de fapt e un banc despre vameș, că vameș săracul se duce la doctor și doctorul îi spune. Există școli în Rusia de anti-integrare? Da, asta orice cetățean învățat de pe băncile școlii. Consumolul este... Știți că am fost și eu consumolist. Și dumneavoastră ați fost? Da, dar eu și azi mă simt consumolist. Da. Serios, ia uitați-vă la mine. Da, da, mi-a să vede. Nu, eu da. Am venit așa, că știți la modă, să nu supăr pe nimeni, dar... Și vreau să vă spun că de la suflet la suflet, cu cât trec și timpul, ne se simt așa că cum văd carnetul meu roșu de pe vremuri când am zis... Hai să alergăm până la colț să luăm o sticluță. Mușa, când zic, mă bine, când zic, sărbătorim, pentru că, într-adevăr, ia că mă bucur că se fac eforturile astea. Eu sper într-o zi lumea să înțeleagă cât să chinui politicienii ruși, într-adevăr, să le demonstreze că asta e politica adevărată. Și lumea nu înțelege, asta e tristețea. Să lasă păcăliți de diplomați, de tot felul de specialiști din Europa, din nemți, nu știu ce. Cum de jurnaliști, de oameni trezători, de actori. Ar trebui luați oamenii cu autobuzele, cu microbuzele, duși în Rusia, pe la periferie, să vadă... Duși la Sirtoasa, duși la Sibirieni, la Gulăguți, vrea să vedeți și peisajul acolo, și faună extraordinară. Dai nas în nas cu ursul, mergi prin pădure. Unde-i poți în Europa să dai nas în nas cu ursul? Un urs prin Germania și pe cealaltă lompșcă. Eu nu înțeleg, domnule Vladimir Vladimirovici. Spuneți. Nu înțeleg. Oamenii una, două și America, una, două și Europa, una, două filme. De parcă zgrăienori și ei de la New York, e garanția bogăției. Vă spun eu că nu au văzut europenii cu adevărat cu o colibă serioasă de Rusia, dintr-o fundătură, de undeva, dincolo de Peter, să vadă. Extraordinarul faptului. Ați văzut și străinii vin în România? Deși, pentru că le place mai la lemnuț, mai cu iarbă verde, frumos, mai clar, o oiță, mai o capră, deși clar. Vin și leapă de zgrăienori, și leapă de birourile și din sticlă, din beton și sticlă și se întorc. Dar noi, de altă parte, spre beton și spre sticlă ne îndreptăm, când de fapt noi spre glod ar trebui să ne întoarcem încetșor la origine, și că oamenii nu înțeleg. Era frumos. Din păcate, dar știți că nu e timp pierdut. Referendumul se poate face oricând. Da? Bun, dar să ne gândim după emisiune, să vedem cum facem și cum dregem, dacă nu noi să facem lunină în toate chestia asta, cine, domnul Vladimir, cine, dacă nu noi? Dar noi și suntem puși să facem lunină. Noi de asta existăm, noi de asta suntem. Bun, dar pentru, cum s-ar spune și... Vezi, dumneavoastră, eu de-am aștept. Vă mulțumesc că ați venit. Vă mulțumesc că m-ați chemat, numai decât să discutăm. Să discutăm, fiindcă situația, din punctul meu de vedere, nu e deloc roz. E spre... Salbăstrește situația. Eu înșer chiar că cu roșu, să mă mențin o lecuț treaba. Am pus aici, vedeți, un fundal, da? Oamenii nu înțeleg. Bun, bine, vă mulțumesc. Ne vedem în continuare mâine, de la 4 la 5. Fiți, vă rog, foarte atenți, fiindcă dumneavoastră sunteți duși, cum să vă spun, în eroare sau cum se cheamă? Da, mult duși în eroare. Multe eroare da, și dacă se nu... Se joacă cineva cu mintea voastră, da, oameni buni, aveți grijă cineva să joacă cu mintea voastră. Bun, mulțumesc Vladimirov, l-am avut alături, mare specialist în anti-integrare anti-europeană. Sănătate, voie bună, bucurați-vă, sărbătoriți și ne auzim mâine în continuare, la revedere, numai bine, sănătate, am spus sănătate, am spus pace, sănătate. Și muncă, 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 cât mai multă.